Tânără lovită de un taxi pe trecerea de pietoni. O tânără de 28 de ani și-a văzut moartea cu ochii vineri seară după ce a fost lovită de un taxi în timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni. În urma impactului, tânăra a suferit mai multe traumatisme și a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență din Târgoviște pentru îngrijiri medicale. Scenariul de groază s-a petrecut pe Bulevardul Independenței din municipiul Târgoviște. Tânăra de 28 de ani s-a angajat în traversarea străzii prin loc permis. Trecerea de pietoni însă a fost lovită în plin de un taxi. În urma impactului, tânăra s-a lovit de parbrizul mașinii, după care a fost aruncată pe asfalt. La fața locului s-a deplasat un echipaj al ambulanței care a transportat victima la spitalul de urgență. Ceea ce este îngrijorător, tânăra este confuză și nu-și mai amintește faptul că a fost lovită de mașină. Pacienta este stabilă hemodinamic, prezintă un traumatism craniocerebral minor, o plagă la frontală dreaptă, un traumatism minor hemitorace drept. A fost adusă de către echipajul de ambulanță la Spitalul Județean pentru investigații și tratament. Șoferul taxiului susține că femeia i-a apărut brusc în față și nu a mai putut să o evite. Era pe trecere lângă? După trecere, deci după ce am trecut la câțiva metri, a apărut brusc în fața mașinii, da. O femeie am întâlnit. O fată, nu e, o fată, nu știu câți ani are. Impactul a fost cât de puternic? Aproximativ, că n-am avut viteză, 30 de km la oră, deci dacă i-am avut. Deci, după ce am trecut de trecere, mi-a apărut brusc înaintea mașinii. Aveam și client, aveam... Deci pur și simplu a luat la focă. Nu am avut, deci chiar nu am avut ce să fac. La fața locului au sosit și polițiștii care au început cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul. Un bărbat în vârstă de 57 de ani, în timp ce se deplasa pe Bulevardul Independenței din municipiul Târgoviște, a acroșat o tânără care s-a angajat în traversarea străzii pe trecerea pentru pietoni. Din accident a rezultat rănirea tinerei, care a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale. Pe numele bărbatului, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Pietonii ne-au declarat că le este teamă să mai circule pe stradă pentru că șoferii ignoră în totalitate regulile de circulație. Ce părere aveți, doamnă? Erați pe trecere, nu? Eram pe trecere, doamnă. Așa se întâmplă de fiecare dată. Numai o singură dată. Și trece și nu se uită. Poți să fii cu copilul lângă tine să-ți omoare copilul. Taximetristul care a accidentat tânăra de 28 de ani s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.